Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Săptămâna promite multe surprize plăcute, inclusiv pe 1 mai. Poziția planetelor va afecta creșterea profesională într-un mod pozitiv, astfel încât să poți obține rezultate bune cu un minim de efort. Cu toate acestea, nu îți împărtăși planurile cu alții, dacă vrei să fie realizate. În caz contrar, ceilalți te pot încurca în cel mai banal mod posibil. Te vei putea bucura mai târziu când planurile tale se vor împlini. Pe frontul personal, totul poate fi calm și măsurat, nu se prevăd excese. Comunicarea cu rudele apropiate va fi o bucurie, nu fi prea deschisă. Stelele îți oferă acum timp să te ocupi de probleme minore pentru care nu aveai suficient timp înainte. Ți se pare că ele sunt nesemnificative, dar de fapt sarcinele simple acumulate ca un bulgăre de zăpadă îți pot face viața mult mai dificilă. Săptămâna aceasta îți poate aduce un rezultat bun dacă vei manifesta seriozitate în planificarea pașilor. Pe lângă muncă, în această săptămână nu trebuie să uiți relațiile prietenoase. Dacă unul dintre prietenii tăi îți cere să-i dai o mână de ajutor, nu căuta motive întemeiate să refuzi. Arată compasiune și omenie, pentru că orice faptă bună pe care o comiți te va ajuta să te apropii de fericire. Marți 30 aprilie, Saturn intră în mișcare inversă în semnul Capricornului. Retrogradarea lui Saturn implică inhibarea principalelor proiecte, probleme și obstacole în mișcarea spre obiectiv. Încearcă să continui să dezvolți afacerea de bază, proiectul prioritar, cu calm și cu încredere, dar fără grabă. Orice tensiune va provoca acum reacții adverse acute. Aceasta este șansa ta de a rezolva lucrurile cu trecutul tău. Orice se va rezolva acum nu te va deranja de nou în viitor. Acesta este un tranzit de câteva luni, deci ai timp. Pe 1 mai, Marte se opune lui Jupiter. Prima decadă a lunii mai poate aduce o mulțime de situații controversate, conflictuale în sfera socială. Pe 5 mai, noua lună se va arăta în taur. Pe ordinea de zi pot fi chestiuni financiare, materiale. Cu tactici verificate poți reuși să îți îmbunătățești situația financiară. Acțiunile intenționate sunt acum mai relevante decât oricând. În această zi este posibil să ai nevoie de sprijin financiar. Acum hai să vedem la ce sunt predespuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec de la începutul lunii mai, planetele care te patronează vor garanta o combinație norocoasă de circunstanțe. Dacă ești interesată de creșterea carierei, este foarte important să găsești o abordare a superiorilor care să atragă simpatia lor. În acest caz, vei putea să îți consolidezi serios poziția în sfera profesională. La locul de muncă, te poți bucura de faima unei persoane pretenoase și simpatice, iar comunicarea confidențială cu colegii te va ajuta să obții informații dar nu uita de cadrul de oficial. Ești încă la serviciu, nu în cercul de prieteni apropiați. Poți experimenta câteva dificultăți care împiedică comunicarea normală cu ceilalți. Poți fi atentă la un contact pozitiv, dar datorită unui număr de circunstanțe care nu îți sunt clare, colegii, rudele și prietenii te vor ignora cu statornicie. Acest lucru nu te va împiedica să îți îndeplinești datoria. În viața personală pot exista unele probleme și poți fi distrasă de la problemele celor dragi. Pe scurt, viața personală se îmbunătățește, vei găsi cu siguranță o limbă comună cu sufletul tău pereche. Întreaga săptămână te vei bucura de armonie completă în relație, fără a strica nimic. Prietenii te vor ajuta să scapi de gânduri triste și să obții impresii de neuitat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Surprize plăcute te vor prinde pe parcursul săptămânii. Te poți aștepta la succes în toate activitățile colective. La locul de muncă te vei putea baza pe o încredere specială. Întrebările cu privire la finanțarea și cooperarea în afaceri îți vor fi probabil încredințate. Nu-ți fie frică să pari incompetentă, cu moderație, bineînțeles. O pauză de tăcere neașteptată sau o confuzie minusculă va fi percepută în mod adecvat. Maximul cu care ești amenințată pentru acest lucru este un râs bun. Încrederea în abilitățile tale va fi susținută de faptul că vei simți sprijinul și respectul celorlalți. Dacă ți se va cere să mergi în străinătate sau în alt oraș, nu refuza. Călătoria va contribui la extinderea orizonturilor profesionale. Dar dacă vei fi pornit într-o călătorie cu a doua jumătate, te poți confrunta cu o formă de gelozie a alesului. Pentru a evita acest lucru, te va ajuta abilitatea de a te comporta corect cu noi prieteni. Perioada îți dă o sensibilitate sporită la bol, Corpul tău poate fi slăbit și, prin urmare, virusii și răcelele se vor agăța ușor de tine. Dar nu fi descurajată! Metodele tradiționale de tratament te ajută cu ușurință să faci fața afecțiunilor. Astrele susțin că, față de îndatoririle oficiale, în zilele următoare vei acorda o mulțime de atenție și energie pe un anumit efort creativ. Acest proiect îl poți organiza cu sprijinul unui prieten apropiat. Tu și prietenul tău veți înceta să vă faceți griji cu privire la orice altceva, cu excepția succesului ideii tale neobișnuite. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, săptămâna aceasta va fi plină de evenimente. Pentru tine, aceasta este o perioadă activă. Poți fi atât de plină de putere și energie, încât răul sezonier și alte răni pur și simplu vor fugi de tine. Acum nu mai ai timp să te relaxezi, ai multe planuri și lucruri de făcut, așa că nu te îngădui să te dezici de ele. Nu îți fie teamă de cantitatea de muncă, mănâncă elefantul pe bucăți și vei reuși Învață să-ți ierți propriile greșeli. În cele din urmă, oricine are dreptul să facă greșeli. Principalul lucru este să tragi concluziile corecte și să nu te temi să mergi mai departe. Dacă ai un hobby favorit, vei putea obține rezultate impresionante. Dar nu uita de lucrarea principală. Încearcă să mergi mai mult în aer liber, nu sta acasă tot timpul. Dacă nu lucrezi, apoi îmbracă-te și ieși chiar acum poți chiar să ieși din oraș. Comunicarea cu cei dragi depinde în mod direct de acordarea ta la ei, nu provoca conflicte și nu te concentra pe neajunsurile celor dragi. Ascultă acest sfat, totul va fi bine cu tine nu ți se recomandă să participi la activități colective, deoarece interesele tale personale se pot deosebi de interesele partenerelor tăi de afaceri. Fă mai bine totul singură, va fi mai calm și mai sigur. Dacă îți este greu să înțelegi comportamentul unui partener, pune-te în locul lui și totul va deveni imediat clar pentru tine. Întărește-ți sănătatea. Beneficii deosebit de tangibile vor veni din contactul cu apa, masajul profesional, procedurile de meditație sau yoga. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Peterele te ajută cu toată puterea lor și, prin urmare, afacerea ta va merge ca niciodată mai bine. În această perioadă trebuie să lucrezi astfel încât rezultatele muncii tale să fie de înaltă calitate. Dacă te afli într-o situație neplăcută sau te confrunți cu o anumită problemă, poți solicita cu succes asistență de la prieteni și colegii de muncă. În această săptămână, vibrațiile planetelor prietenoase pot mări fluxul de numerar. Dar pentru că banii vor fi în ordine completă, nu este recomandat să faci cumpărături. Este posibil să fii tentat să cheltui o sumă mare pe un element inutil. Este foarte recomandat să asculți dorințele celor dragi, egocentrismul tău este acum extrem de inadecvat. Dragostea și o afecțiunea profundă pentru cei dragi se vor trezi în tine. Vei fi foarte grijulie, atentă și blândă față de ei, iar ei îți vor răspunde cu aceeași dragoste devotată. Petrece mai mult timp cu partenerul tău, în special, încearcă să mergi în weekend pentru a vă relaxa în natură. Eliberează-te două-trei zile și alocă din bugetul familiei suma necesară. O astfel de vacanță de familie se va achita de 100 de ori. Poți conta pe reciprocitate, partenerul te va accepta și te va iubi pentru cine ești. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, în această săptămână poți prelua în mod voluntar o serie de îndatoriri complexe. Chiar dacă îți este frică, trebuie să găsești curajul de a-ți asuma responsabilitatea pentru viața și deciziile tale. Stelele și intuiția te vor ajuta la lucru, în general, o perioadă bună. Singurul sfat: nu-ți fie teamă să încerci ceva nou și promițător. Dacă simți că afacerea în care ți se oferă să participi este prea dificilă pentru tine, este mai bine să nu o iei deloc, ci să faci mai multă muncă ușoară. În familie totul va fi bine, chiar și în ciuda nervozității crescute a gospodăriei. Poziția planetelor în acest moment te poate face iritabilă în orice lucru mic, te pot irita responsabilitățile de zi cu zi și de familie. Cel mai probabil nu vei dori să dedici mult timp menajului. Dacă vei reuși să elimini conflictele chiar la început, totul va fi bine. Pe frontul personal există o situație neclară. Prietenii încearcă să facă presiune asupra. Ta, dar tu vei juca rolul victimei jignite. Partenerul de dragoste va simți cu siguranță intuitiv dacă îl înșel într-un fel, deci este mai bine să-i spui doar adevărul și să nu minți chiar și asupra unor mărunțișuri. În același timp, te poți simți atât de obosită încât nu vei avea timp sau energie pentru o dispoziție activă în viața personală. Poți petrece o serie la lângă un telefon sau un televizor. Acordă atenție sănătății tare. O stare depresivă poate fi cauza bolii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara în această săptămână poți arăta la toată lumea previziunea ta financiară. Poți face un pas care te va ajuta să rezolvi cu succes o serie de dificultăți. Această victorie te va inspira atât de mult încât să decizi să obții un mare succes în toate sferele vieții, fără excepție. Cea mai bună linie de comportament este să fii tu însăți. Poți conta pe familiarizarea cu oameni utili, a căror protecție va juca un rol major în viitor. La locul de muncă, fii proactivă și inventivă. O astfel de abordare va atrage atenția șefelor și partenerilor asupra ta, ceea ce îți va marca în mod necesar zelul manifestat atât moral cât și material. Acum ești foarte atrăgătoare pentru membrii de sex opus, un interes autentic te va aflata și îți va insufla încredere. Dacă ești căsătorită, o astfel de atenție din partea altcuiva poate face nervos partenerul tău. Încearcă să-l scapi de suspiciuni cu o cină romantică în ciuda faptului că vei fi fericită să te retragi de la participarea la treburile casnice și familiale ca să te odihnești, este posibil să fie rezolvate problemele fără tine. Poate să apară dorința să îți schimbi viața spre un alt fel de bine, așa că mai târziu nu vei regreta nimic. Înțelege mai întâi de ce ai nevoie de schimbări și numai atunci fă ceva. Este o perioadă bună pentru a găsi un loc de muncă pe baza propriilor tale talente și oportunități. Când faci cunoștințe noi, fii atentă și precaută. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Dacă ești din cele ambițioase, în această săptămână poți fi nevoită să iei o decizie foarte dificilă în ceea ce privește viitorul carierei tale. Este posibil să decizi întreruperea șederei în poziția actuală. Nu vei renunța să mergi să cauți în secret locuri noi de muncă. Cu o forță extraordinară, poți fi atras într-o călătorie, iar seta de aventură te poate face să uiți de tot. În general, planetele favorizează aceste impulsuri, cu excepția aventurilor riscante. Dacă ești copleșită de viață, încearcă să dezamorsezi situația, vizitând prieteni sau ieșind în mediul rural. La lucru te așteaptă aceeași plictiseală, iar oferta de a merge într-o călătorie de afaceri va fi foarte binevenită. Nu refuza deloc! Șeful va fi mulțumit de rezultatele tale, iar tu vei putea vedea locuri și oameni noi. Fi foarte atentă la afacerile de dragoste la locul de muncă, poți regreta. Nu ceda la izbucniri de iritare. Pentru profilaxie, ia un sedativ sau încearcă metoda tradițională dovedită și adevărată învârte rozariul tău în buzunar. Planetele te pot împinge la cheltuieli mari, iar dacă a trebuit deja să cheltui mai mulți bani pentru sărbătorile de Paște și pentru daruri, atunci în această perioadă va trebui să economisești. A acumula și crește finanțele în această săptămână, evident, nu va funcționa. Pe scurt, în această săptămână ai cu adevărat nevoie de pace și răbdare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, în această săptămână vei dezvolta foarte bine sfera afecțiunilor tale personale. Pentru început, ar fi bine să îți reconsideri complet relația cu cei dragi și chiar să faci pace cu o rudă necumpărată. Pasul următor va fi să aduci dragostea și romantismul înapoi în viața de familie. Poți începe prin a te angaja îndeaproape în confortul de acasă. Pe frontul personal, dacă ești singură, vine o perioadă de somn și chiar poți fi foarte mulțumită de acest lucru. Familia este fericită și ai mai puține îngrijorări. Dar admiratorii tăi au o viziune diferită asupra situației, ei vor fi ofensați și chiar îți vor solicita în mod constant atenția. Nu poți face față situației? Adresează-te prietenelor pentru sfaturi. Probabil îți vor spune cum să acționezi astfel încât să nu ofensezi pe nimeni și să nu jignești. În procesul de lucru, creierul tău va fi distras, iar soluția problemei va veni de la sine. Este timpul să înveți să faci compromisuri. Nu trebuie să insiști mereu pe cont propriu. În multe cazuri, acest lucru duce la o tensiune în comunicarea cu ceilalți. Dacă nu vrei probleme la locul de muncă, păstrează-ți părerile pentru tine și nu te angaja în luptele cu superiorii tăi. În această săptămână, situația ta financiară va fi imprevizibilă. Astrele te sfătuiesc să te abții de la cheltuieli inutile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător în această săptămână poți fi supusă unei revizuiri dramatice a multor obiceiuri. Poți înceta să pierzi banii printre degete, considerând în mod rezonabil că economiile ar trebui salvate. Pentru a deveni mult mai sănătoasă și puțin mai bogată, renunță la obiceiul tău costisitor și foarte rău de a face bine cu sila. Acest refuz îți va provoca un stres ușor în sufletul tău, dar vei supraviețui și vei trăi mai bine decât cu lipitorele agățate pe umerii tăi. În această săptămână ar trebui să te concentrezi mai mult pe dorințele celor dragi și să asculți simțul datoriei. Acesta îți va spune cum să acționezi în situația care va fi apărut. Nu rata norocul dobândit cu ajutorul optimismului și a unei viziuni sănătoase a vieții. Amintește-ți că tulburarea și atitudinea frivolă față de viață sunt dușmanii tăi din prima linie a frontului. Nu încerca să atragi în aventurile tale oameni care au încredere în tine, prieteni, rude, iubiți. La lucru, toată lumea va avea suficientă încredere să cedeze convingerilor tale. Dacă ești singură, te poți aștepta la o întâlnire cu fericirea personală. Dar ține minte că în ceea ce privește inima, trebuie să asculți nu numai cu inima, ci și mintea, pentru că în perioada de a fi îndrăgostită, nu observi deficiențele alesului tău. Povestea ta de dragoste în zilele următoare poate lua caracteristicile unui frumos baz. Vă petrece mai multe ore în compania partenerului tău, iar această idilă va crea ividea cunoștințelor reciproce. Cea mai bună opțiune, întâlniri fără caracter obligatoriu și o distracție plăcută. Datorită aspectelor planetelor, ar trebui să fii deosebit de atentă la sănătatea ta. Nu ar trebui să fii forțată să mergi la doctor, mai bine să te supui de bună voie unei examinări de rutină. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Poți petrece această săptămână într-un spirit înalt. Îți va fi ușor să reușești literalmente în tot ceea ce intenționezi să transpun în realitate. Intuiția ta va fi extrem de ascuțită, prin urmare, ai încredere în ea fără îndoială. Încearcă să vezi viața cu un semn pozitiv, nu negativ. O astfel de mentalitate va atrage oamenii spre tine ca un magnet. Bazează-te doar pe tine, nici de cum pe prieteni și familie, au propriile lor probleme. Cel mai înțelept lucru pe care îl poți face este să cumperi un abonament al unei săli de sport, o piscină sau să faci yoga. Relațiile cu partenerul pot fi cele mai armonioase, încearcă să îndeplinești orice dorință, chiar dacă în familie sunt posibile excese. Dar dacă dorești, vei face fața acestei situații. Dedică săptămâna aceasta treburilor casnice și amână rezolvarea problemelor profesionale până mai târziu, până când situația din acest domeniu devine mai clară. Nu începe nimic care poate prezenta risc financiar în această perioadă dacă nu dorești să suferi pierderi monetare. În chestiuni personale, numai succes! Dacă a început recent o afacere de dragoste, există o șansă ca tu și cealaltă jumătate să începeți să trăiți împreună. Dacă afecțiunea are deja o experiență semnificativă, în această săptămână va deveni și mai puternică și mai armonioasă. Într-un cuvânt, cu siguranță nu vei avea un motiv pentru alarme speciale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! În această săptămână poți avea tendința de a experimenta dorința de entuziasm fără să stai pe gânduri. Este dificil să anticipezi în avans ce fel de nebunie poți decide să faci. Sari cu parașuta, să ai acrofobia și o inimă slabă, să cheltui toate economiile într-o achiziție complet inutilă sau să mergi într-o călătorie în locuri unde există o situație foarte ajutată. Vei obține adrenalina dorită, precum și o mustrare severă de la a doua jumătate. Îi promiți că vei continua să te comporți mult mai serios și că renunți la pașii care sunt caracteristici pentru adolescenți. Planetele te sfătuiesc să aderi la atitudinea adulților față de viață ca să poți rezolva problemele care au apărut fără apel la străini. Ai încredere în patronul tău. O scenă minunată pentru dezvoltarea proprie și creșterea profesională poate să apară dacă înlocuiești problemele de la televizor cu cursuri și seminare pentru dezvoltarea ta oficială. Versiunea online nu este pentru tine. Citește cărți despre psihologia relațiilor, acestea conțin o mulțime de informații valoroase. Pe frontul personal se întâmplă schimbări plăcute. Acum poți deveni deosebit de atractivă. În cercul de acasă te vei simți confortabil, iar comunicarea cu prietenii va aduce numai bucurie și plăcere, dacă te vei comporta mai ușor și nu vei ofensa pe cei apropiați cu critici dure și moralizatoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Astrele susțin că îți vor oferi toate circumstanțele pentru un confort psihologic complet. Ești destinată să comunici numai cu acei oameni cu adevărat plăcuți. La locul de muncă în zilele următoare, surprize neplăcute și situații rușinoase sunt complet excluse. Fără să te simți excesiv de obosită de îndeplinirea datoriei, poți decide să te îngrijești de sine sau să te întorci la ideile creative personale. Nivelul ridicat al entuziasmului de lucru te va ajuta să faci față în mod eficient obligațiilor de rutină. Un alt motiv pentru a zâmbi va fi actul unui iubit. El poate organiza o mare surpriză dorind să te felicite pentru ceva anume. Aceste zile de primăvară sunt pline de dragoste. Surprizele și darurile plăcute se vor ivi ca din senin. Acum ești tare, dragă zeiței fortuna. Nu fi nerecunoscătoare și laudăroasă, altfel norocul se va întoarce de la tine. Învață să te bucuri de viață în general. Sâmbăta și duminica poți fi literalmente răpită. Dar nu uitați de cei dragi, asigură-te că petreci timp cu copiii. Mergi la o plimbare cu ei și fără un cadou frumos. Este posibil ca în această săptămână să fii în căutarea locului tău sub soare. Poți începe să te gândești mai întâi despre unde să găsești aplicații utile pentru abilitățile și talentele tale. Încrederea în sine te va ajuta să găsești ceea ce ai nevoie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!